Biroul Electoral Central a decis săptămâna trecută că PRM nu are dreptul să participe la alegerile europarlamentare. Motivul invocat de BEC a fost acela că organizația politică nu are suficiente semnături strânse. PRM are înregistrate până acum mai mult de 200.000 de semnături. Acum peremiștii așteaptă decizia instanței pentru a putea participa la europarlamentare. Tribunalul București a respins acțiunea formulată de Partidul România Mare împotriva deciziei Biroului Electoral Central, iar aseară avocații Partidului România Mare împreună cu președintele Corneliu Vadim Tudor s-au întâlnit și au formulat la Curtea de Apel o întâmpinare care să ne dea câștig de cauză. De ce zic că noi, Partidul România Mare, avem toate aturile pentru a intra în această luptă? În cursul zilei de mâine se va lua o hotărâre în privința candidaturilor la europarlamentare. O decizie finală trebuie să dea în 48 de ore. Aseară s-a făcut întâmpinarea. Astăzi se va da data când se va judeca acest proces. În 48 de ore se va judeca, probabil în această seară sau mâine până, eu știu, la ora 12, chiar noaptea, o să se dea o hotărâre în acest sens, pentru că se finalizează perioada de contestații pe care o are la dispoziție fiecare partid politic și fiecare persoană care dorește să conteste aceste depuneri de candidaturi. Candidaturile propuse de PRM sub semnătura președintelui acestui partid, Corneliu Vadim Tudor, au fost respinse de Biroul Electoral Central pe motiv că nu au numărul minim de semnături de susținere valabile.